Bun, sunt în Dubai, la Shoba Harland, este început de iulie, așa că mor de cald aici, dar vreau doar să vă arăt pentru cei care, pentru clienții mei care au cumpărat deja de la Shoba și au luat în ansamblul Crest sau pentru cei care se gândesc să mai cumpere apartamente cu 3 și 4 camere în Crest, acesta este Crest. Construcția a început acum o lună și jumătate și deja au ajuns la etajul 5, au făcut fundația etajul 5. Pe căldura asta la 45 de grade se aude cum se lucrează în interior. Ăla este blocul A, aici blocul B, acolo blocul C. Dincolo de el este canalul. Deci dincolo de el este canalul și acolo va fi construită inclusiv plaja aceea privată și canalul cu apă cristalină. Și un lucru vreau să vă mai arăt. Acolo în depărtare este clădirea în care am cumpărat eu, este clădirea Waves, aceea înaltă. Anul trecut când am cumpărat eu nici măcar nu era începută, acum este terminată în totalitate clădirea și acum se lucrează la fațadă. Iar în spatele ei este o altă clădire care se numește Creek Vista Grande și deja au făcut și din ea 15 etaje, asta ca să vedeți modul în care se construiește aici în Dubai. Un singur lucru vă mai arată, vă promit că o să vă placă. Vreau să vă zic că în partea aceea este o rezervație naturală care se numește Ras Al Khor. Și de asemenea vreau să vă zic că de aici există deja autostrada construită, dar se construiește acum un pod care să lege zona aceasta de autostradă și se va ajunge în direcția aceea, se vede Burj Khalifa. Deci la Burj Khalifa acum se ajunge în 12 minute și când vor fi gata podurile se va ajunge în 7 minute până acolo. Ceea ce vă dați seama, se vede de aici, vă dați seama cât de aproape suntem de centru. Mulțumesc, sper că v-a plăcut! Salutare tuturor! În primul rând vreau să vă zic data de astăzi. Suntem la sfârșit de iunie, 28 iunie 2022, când fac această filmare. Aici, în spatele meu, am vrut doar să vă arăt, pentru că am foarte mulți clienți care au cumpărat în Creek Vista Grande. Este blocul care se construiește în zona aceasta și vreau să vadă și ei, dar vreau să vadă și cei care mai sunt interesați să mai cumpere ultimile apartamente care mai există disponibile. Deci, acolo vorbim de niște blocuri care sunt deja construite, oamenii trăiesc, locuiesc acolo, se numește Creek Vista. Apoi aici Creek Vista Reserve, el va fi gata la finalul acestui an, este aproape gata în momentul acesta și dacă înaintăm un pic, vreau doar să vă arăt așa în depărtare că nu se vede prea bine, dar vreau să vă arăt în depărtare, aici se face fundația, deja au început să sape fundația, uitați acolo sunt pilonii, se construiesc pilonii de la Creek Vista Grande, asta este clădirea aceea în formă de L, practic clădirea cu un podium și este deja începută, de vreo lună de zile lucrează la fundație. Și acum, dacă ne întoarcem așa un pic, tadam, ce vedem acolo în depărtare este Burj Khalifa. Deci Burj Khalifa se vede de aici și evident seara se vede și mai bine pentru că este luminată toată zona aceasta. Toată partea asta de cabluri va dispărea în 2025 când toată zona va fi terminată, cablurile vor fi îngropate pe sub pământ. Iar încolo, în direcția aceea, uite, încă un lucru vreau să vă mai arăt foarte interesant. Încolo în depărtare, nu știu dacă vedeți, dar clădirile alea care se văd, primele este scrie Heartland Community School. Aceea este una dintre școlile britanice care deja există construite aici. Și dincolo de acea școală, practic, este zona în care se va construi canalul. Este deja construit, numai că va fi umplut cu apă. Și în spatele domnului care filmează, ultimul cadru, în spatele, în zona aceea, unde sunt autocarele muncitorilor, acolo este rezervația la Ras Al Khor și este zona care va fi mereu verde și niciodată nu se va construi acolo.